Președintele Klaus Iohannis a convocat astăzi partidele politice la consultări în vederea desemnării unui premier pentru formarea unui nou guvern. De mai bine de două luni, România este condusă de un executiv interimar după ce USR, care făcea parte din coaliția de guvernare alături de PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale, a votat o moțiune de cenzură inițiată de PSD și susținută de AUR, care a și trecut. Acum se conturează o nouă majoritate în care PSD a luat locul USR, dar negocierile dintre formațiunile care ar urma să formeze o nouă coaliție de guvernare s-au derulat în termeni extrem de duri, folosiți de mai multe voci și nu de una singură a liderilor de partid, lucru criticat de liderii UDMR. Am rugat mereu și am făcut apel la colegii noștri să mai răcească tonul dezbaterii, să mai coboare tonul, acuzațiilor sau a calificărilor reciproce, și acum s-a dovedit că într-adevăr este nevoie de o perioadă în care să ne liniștim cu toții, să se liniștească și colegii noștri, să poată să devină compatibil și în continuare, eu consider, este o considerație personală, că tonul discursului politic este încă prea aprins, este încă prea violent și că toată lumea vorbește. Eu nu cred că ar trebui să vorbească toată lumea, eu cred că în numele echipelor care negociază ar trebui să vorbească o singură persoană și anume șeful echipei de negociere. Atunci am avea o comunicare mai coerentă. Europarlamentarul Iuliu Winkler, care este și președinte al organizației județene Hunedoara a UDMR, consideră că s-ar fi obținut rezultate mult mai bune la negocieri dacă acestea s-ar fi desfășurat în interiorul partidului și nu prin intermediul presei. Negocierile, foarte important, nu ar trebui să se poată prin intermediul presei. Eu am tot respectul pentru media, însă negocierea politică ar trebui să se poată în interiorul formatului ales pentru negociere și rezultatul nu comunicat poate zilnic sau de mai multe ori pe zi, pentru că vedem că o negociere atât de complicată pentru o coaliție mare durează mai mult. Așa că eu cred că ar trebui comunicat mai puțin și străduință mai multă pentru obținerea rezultatului. La ora redactării știrii, președintele Klaus Iohannis nu anunțase numele premierului desemnat, dar, după toate probabilitățile, acesta va fi Nicolae Ciucă de la PNL, actual ministru al apărării.